Hei, bună seara! Un an nou binecuvântat, cu multe împliniri, sănătate mai ales și multe zâmbete pe chip și în suflet, vreau să vă doresc și eu. În seara aceasta vin cu o veste tristă pentru susținătorii lui Radu și Amădălinei. Am găsit un mesaj de-a lui Radu postat pe grupurile lor de susținere și am să vi-l și dumneavoastră. El sună cam așa. Bună seara! Scriu acest mesaj cu privire la căsnicia dintre mine și Mădălina. Căsnicia noastră a luat sfârșit. Așa a decis Mădălina. Eu am încercat în această perioadă să dau de ea, să vorbim, să salvez această căsnicie pentru că am iubit-o și încă o iubesc foarte mult. Dar din nefericire iubirea ei față de mine a luat sfârșit și s-a stins brusc. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca și cuplu, ca și familie, dar și individual. Îmi pare nespus de rău că această poveste frumoasă de dragoste în care am fost implicat trup și suflet a luat sfârșit fără a putea înțelege motivul acestei alegeri de dezamăgitoare. Poate într-o altă viață vom reuși să definim infinitul împreună exact așa cum ne-am promis. Cu mare durere în inimă, lacrimi, dar și cu sufletul întristat și total dezamăgit, vă spun că Mădălina și Radu a luat sfârșit. Sper ca bunul Dumnezeu să o binecuvinteze, să o apere de rele și să o crotească pe drumul vieții pe care l-a ales. Un om ce a iubit din toată inima, sincer și curat. Acesta este mesajul lui Radul postat pe grupurile lor de susținere. Sincer, mi îmi pare un mesaj foarte real și scris cu sufletul. Din păcate și pe mine m-a luat prin surprindere această veste, mai ales că ei au făcut cu cununia religioasă și și-au legat cumva destinele în fața lui Dumnezeu, ceea ce însemna că existau sentimente și dragoste adevărată între ei, <coughs> Acum numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat și care este motivul real pentru care Montalina a decis să pună punct aceste relații. Mie îmi pare sincer foarte rău, dar... Na. Dumnezeu știe. Aștept comentariile voastre cu părere la mesajul lui Radu. Aștept comentariile dumneavoastră cu părere la ce-ați dorit să mai vedeți în noile videoclipuri. Încă o dată vă doresc un an nou minunat, să auzim numai de bine, să avem uh, sănătate, uh, zâmbete în suflet și pe chip și să încercăm să fim un pic mai buni pentru că bunătatea chiar nu costă și este mult, mult mai ușor să, să scriu un mesaj de bine decât să scriu un, un cu ură, pentru că ura aceasta de fapt ne definește pe noi și nu, nu ne face bine nouă. Vă doresc să fiți cât mai lumina sufletește și să ne auzim cu bine. Vă pup, un an nou fericit.